continuare, îl invit pe scenă pe Paul Olteanu de la InnoVolt. O idee foarte interesantă, o inovație românească, română-germană, dacă înțeles bine, în domeniul energiei. Te rog, mulțumesc. Înainte era ultimul vorbitor înainte de masă, la cel mai prost loc pe care ți-l poți dori. Acum vorbesc imediat după keynote, e al doilea. Bun slot. Eu vreau să vă invit la ceva, înainte să vă invit la ceva, am nevoie de slide changer. Changer-ul de aici. Acum, imediat. Thanks. Pentru că, na, am auzit multe lucruri spuse, eu aș vrea să vă invit să ne uităm la câteva imagini împreună. Nu o să zic nimic când ne uităm la ele. Nu crede că lumea și Pământul, dacă e să o luăm așa, noi am consumat energie. Și am ajuns într-un punct în care tot ce facem presupune consum de energie. Mașina sau autobuzul sau mijlocul de transport în comun cu care am ajuns azi aici consumă energie. Luminile astea consumă energie. Materialele astea foarte frumoase de la Air Production consumă energie. Aparatul foto consumă energie. Telefoanele consumă energie. Totul consumă energie. Problema când ai mai mult decât ai nevoie din ceva, e că nu prea îți dai seama că e o resursă finită. Și cred că o mare perioadă de timp noi ne-am pus problema dacă o să rămânem vreodată fără resursa asta. Ca să punem așa un pic în perspectivă ce s-ar întâmpla dacă am rămâne fără energie, vă invit să citiți ce scrie aici. Apropo de startup-uri de succes, se pare că multe startup-uri de succes nu prea s-ar descurca foarte bine fără ultimul element din lista asta. Se pare că e creator foarte plastic și foarte deștept realizată lista asta, care pune lucrurile într-o perspectivă foarte interesantă, și anume că fără energie, cam totul e în zadar. Sau o mare parte din lucrurile care noi ne-am obișnuit ar fi în zadar. Bun. Where do we come in? Sau ce ne propunem să facem noi? Înainte să vă povestesc despre InnoVolt în mod concret, vreau să vă invit să mă ajutați să completez un citat. Eu l-am auzit prima dată în 2006 la o emisiune, la un discurs de la TED al lui Sir Ken Robinson. Și citatul ăsta zice așa. If all the insects were to disappear from the earth within 50 years, we will disappear. Da? Avem aici un prim răspuns. Asta e invitația pe care vreau să vă fac. Să mă așteptați să completez citatul. All life on earth would end, zice Jonas Salk, care a spus citatul ăsta. Și mai avem o perspectivă și anume, if all human beings were to disappear from the earth within 50 years, ce crede să s-a întâmplat? The insect will live. Aici o părere. Foarte adevărat, mai mult decât atât, el spune că all forms of life would flourish. Și cred că are dreptate. Pentru că felul în care ne raportăm la resursele pe care le consumăm e similar cu felul în care ne raportăm la școală, da? Și la potențialul nostru ca ființe umane. Adică folosim ce avem, cum zicea Ken Robinson, for particular commodity. Să ne încărcăm telefonul, să folosim mașina, să aprindem lumina și așa mai departe, fără să ne gândim ce o să întâmple cu toate resursele astea pe termen mediu. Și aici intervine puțin InnoVolt, respectiv aplicația despre care am venit să vă vorbesc astăzi. Înainte să vorbesc despre ea, vreau să vă spun două, trei vorbe despre echipă. Noi care am vorbit, suntem patru fondatori. O să vedeți aici o coincidență de nume care nu e doar de nume. Respectiv Paul și Liviu Olteanu. Vă invit să-l cunoașteți pe domnul inginer Liviu Olteanu aici în față, supranumit Tata. În prima dată când suntem împreună la un eveniment. Noi suntem o echipă foarte cumva ciudată dintr-un punct de vedere. Ciprian Coman este un coleg de liceu de-al meu care m-a așteptat să termin liceul lăsându-mă scopiez de la el la fizică. Andrei Năstase, omul care s-a ocupat de interfața aplicației pe care urmează să vă arăt, care și-a desenat 16 tatuaje de mână, singur. Deci ca să vedeți cât de interesantă e echipa asta. Iar noi doi suntem familie și să spune că, în general, cele mai interesante, dar și complicate business-uri sunt cele pornite în familie. Bun. Ce face InnoVolt?
InnoVolt are două aplicabilități. Prima aplicabilitate pe care am gândit-o, apropo de ce vorbea Benjamin, e pentru parcuri fotovoltaice sau mai precis pentru producători de energie. După cum știți, în România, în ultima vreme, a fost un mare bază, așa, a fost foarte multă comunicare în jurul poveștii astea cu a genera energie verde, cu subvențiile, respectiv certificatele verzi pe care le putem citi fiecare dintre noi în facturile pe care le primim lunar. Povestea cu InnoVolt e că e un sistem care te ajută să monitorizezi în timp real producția de energie electrică, de pildă, de la un parc fotovoltaic. Apropo de publicul țintă. Deci, publicul pentru care noi am gândit aplicația asta în prima fază au fost producătorii de energie care, în prezent, nu au nicio soluție ieftină și de raportare în timp real a energiei pe care o produc investițiile astea de sute, milioane sau zeci de milioane de euro. Primul public. A doilea public sunt mari consumatori. Respectiv, hotelul ăsta. De ce nu? Orice consumator, fabrică, hotel, clădire de birouri care consumă puternic energie electrică, ar avea nevoie, credem noi, să-și dea seama pe ce o consumă și cum arată ciclicitățile, respectiv, care e comportamentul de consum al clădirii respective. De ce? Am o întrebare pentru oamenii din sală. Câți dintre voi aveți un coach? Sau lucrați cu un astfel de profesionist? Unu, doi, câțiva din sală. Eu, în fapt, știu despre felul care funcționează mintea noastră și anume că dacă vrem să producem schimbare într-un fel comportamentală, primul pas în a produce schimbarea asta e să conștientizăm ce trebuie schimbat. Are noi, mă. Dacă vreau să schimb ceva, de pildă un comportament de consum energetic, primul pas e să știu câtă energie consum și în ce fel o consum. Are sens? Da? Ok, bun. Astea sunt cele două publicuri ținte. Ce face InnoVolt? InnoVolt e o aplicație care, hard și soft, ne ajută să înțelegem comportamentul nostru de consum energetic. Chit că noi suntem consumator casnic sau suntem un mare consumator, cum dădeam exemplele. Fabrică, hotel, clădire de birouri și așa mai departe. De ce metafora asta vizuală cu imaginea pe care o aveți în spate? Pentru că, gândiți-vă cum ar fi ca un doctor să opereze pe cineva, ortoped să spunem, fără să facă un remene înainte. Da? Cam la fel e metafora în relație cu consumul nostru de energie. Știm că consumăm, ne uităm la factura de energie pe care o primăm fiecare lună și ni se poate părea mult sau puțin. Și uite, chiar sunt curios. Câți dintre dumneavoastră din sală considerați că plătiți mult pe energie electrică? Mâna sus. Acasă sau la birou? Bun. Pentru cei care n-ați ridicat mâna, vă spun o veste foarte bună și anume că până în 2016 mult mai mulți o să ridicăm mâna. Pentru că există o directivă a Uniunii Europene, odată cu aderarea noastră, în care ne-am obligat să ne creștem prețul la energie cu 60%. Motiv pentru care, probabil nu știți despre asta încă, e că majoritatea guvernelor de până acum, ca să nu pierdă voturi, au zis mai degrabă să nu ne anunțe și să nu facă asta, dar mai avem 2 ani. În ăștia 2 ani, cred că o să ridicăm mult mai mulți mări. Și dacă vi se pare că nu e atât de important, vă invit să vă gândiți la faptul că prețul energiei electrice, ăsta așa cu 60% mai mare, nu se reflectă doar în factura noastră de acasă, se reflectă în tot, în toate prețurile. Pentru că energie consumă indiferent ce faci. Ce face InnoVolt în povestea asta? Asta e o ilustrație a cum funcționează aplicația. Deci știți că vorbim de partea din stânga, producători, acolo la panouri solare. Știți că vorbim de dreapta, consumator. Ce face aplicația noastră e că prin intermediul cutiilor pe care le vedeți, captează date, fie de la producători, fie de la consumatori, le trimitem în cloud, și după aia le interpretăm într-un mod user-friendly vizual, web-based, să arătăm oamenilor în timp real cum arată comportamentul de producție sau respectiv consum pe care l-au. Primul pas în a schimba comportamentul ăsta, da? Vă arăt câteva imagini. Asta e o simulare de pildă a dashboard-ului în relație cu banii. Asta e o simulare de la... și numai cu banii. O să mă urc un pic aici să vă arăt. Ce vedeți cu verde și pe InnoVolt.com puteți să și testați demo aplicației. Este energia produsă de o casă independentă energetică care și produce și consumă energie. Ce vedeți cu roșu e consum. Dacă vedeți până la proiector, o să vedeți că în timpul nopții, deci de la 12 noapte și până pe la 8 dimineața, există numai consum, pentru că nu avem soare pentru panourile fotovoltaice. De când începe să fie soare până și până spre 18 seara, vedeți și producție, moment în care consumul casei este anihilat. O să vă arăt imediat și un slide cu casă.
Deci ce face povestea asta e că ne arată în timp real câte energie producem, câte energie consumăm. Dacă am fi doar consumator industrial, ne arată doar ce consumăm. Dacă suntem și producători sau dacă suntem doar producători, ne arată ce producem. Mergem înainte. Asta e foarte interesantă, pentru că dincolo de măsurătoarea valorică în bani sau în energie consumată sau produsă, ce mai face aplicația e că ne arată în timp real și putem avea statistici pe luni, ani, săptămâni, zile și așa mai departe, ne arată cum arată comportamentul nostru energetic. Vă dau un exemplu din experiența de lucru cu un client ca să vedeți la ce poate să vă ajute treaba asta. Un om care și-a montat o soluție similară, doar urmărind graficele astea care la vremea respectivă, în soluția respectivă, nu erau web-based, erau pe desktop, pe calculatorul fix, putea să-și dea seama la ce oră încep să muncească colegii din fabrică, pentru că porneau mai multe instalații, putea să-și dea seama când iau pauzele de cafea și de țigară și cât de dese sunt, pentru că avea căderi de tensiune în momentele alea, putea să-și dea seama la ce oră vine femeia de serviciu să apucă de treabă, la ce oră pleacă, puteau să vadă dacă au venit în timpul nopții la birou să mai facă lucruri pentru prezentările de-a doua zi, pentru că orice face are o amprentă energetică. Și o soluție ca asta, cum vedeți spike-urile astea, arată exact comportamentul energetic pe vari coordonate tehnice pentru consum. La producție mai simplu, vedem doar ce bagă parcul sau respectiv turbina eoliană în rețea. Bun, să vorbim un pic despre piață, că era cazul să abordăm și subiectul ăsta. Cum arată piața? În 2010, la nivel mondial, conform Markets and Markets, piața de eficientizare energetică era de 4,3 miliarde de dolari. În 2016, apropo de deadline-ul nostru cu creșterea prețului, ne așteptăm să se tripleze cel puțin. 15,2 miliarde la nivel mondial. Ce ne arată treaba asta? Ne arată faptul că subiectul ăsta al eficientizărilor energetice și al conștientizării noastre în privința propriului comportament de consum în relație cu energia devine o problemă din ce în ce mai actuală. Dacă nu mă credeți legat de subiectul ăsta sau nu credeți datele, vă invit să vedeți un film. Îți pare cel mai bun film pe care l-am văzut în ultimii 2 ani. Mergeți să vedeți Interstellar. E cineva care l-a văzut în sală? V-a plăcut? Da. E o așa, ecranizare care pune mult mai plastic și mai dramatic subiectul conversației noastre de azi în 2 ore. Dintre multe soluții care există, ce e inovativ la noastră? Că la final despre inovație vorbim azi. Nu spunem că nu au mai fost făcute soluții similare pentru că n-ar fi adevărat. Mai există soluții similare cu a noastră. Ce nu fac soluțiile respective e că nu se folosesc de tehnologiile astea Web 2.0, respectiv nu există informația în cloud și nu poate fi accesată în timp real de pe orice dispozitiv. Unul la unul. În piață, chiar și în România, există soluții, doar că sunt un ordin de mărime mai scumpe. Deci dacă o soluție produsă de noi costă undeva plecând de la 1000 de euro și mergând până la 10.000 în funcție de aplicabilitate, soluțiile pe care le oferă competiția, și mă refer aici pe căderea la multinaționale, la companii mari, energetice pleacă de la 10.000 și merg până la sute de mii sau miliarde. Apropo de a aduce tehnologia în relație cu oameni ca să și permită să folosească genul ăsta de aplicații. Un lucru care e diferențiator și vă invit în sensul ăsta după prezentare să-i puneți întrebări domnului inginer, e faptul că noi avem experiență cu subiectul ăsta al energiei încă din anul 2000. Când am început să cochetăm prima dată cu ideea de energie verde în România. Apropo de povești amuzante, la vremea respectivă am mers la autoritatea care reglementează domeniul și când le-am cerut un control cu dublu sens pentru că vreau să testăm debitarea asta a energiei în rețea, ne-am întrebat de unde avem documentele cu care am mers la dumnealor să întrebăm cum anume să face treaba asta și când le-am spus că de pe site-ul autorității, am zis, da, și-au apărut și monitorul oficial și când le-am zis da, ne-am dat seama că ar trebui să explorăm domeniul și subiectul ceva mai târziu, că încă piața nu era pregătită. Acum, văzând și cifrele pe care vi le-am arătat mai devreme, credem că e un nou moment să... Paolo, am rugăminte să rugăciți. Da. Ce e cu imaginile pe care vi le arăt? În 2009 am terminat construcția primei case independente energetic din România. De unde ați văzut și datele din grafice. Și despre asta, dacă vreți, pot să răspund la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Și parcul pe care îl vedeți aici e un parc de 1 megawatt, undeva lângă Ploiești, la Băicoi.
este unul dintre primele parcuri fotovoltaice care au băgat energie în rețea, apropo de ce vorbea și Bergen. The Marshmallow Test și asta e încheie. Undeva, în urmă cu ceva timp la Stanford, au făcut un test pe mai mulți copii și experimentul arăta în felul următor. Mi s-au pus în față două opțiuni. Primeau o bezea, un marshmallow, de care nu trebuiau să se atingă 15 minute și dacă nu se atingeau de el 15 minute, mai primeau unul. Și au vrut să vadă ce se întâmplă, câți copii rezistă să mănânce bezeaua, câți copii nu se pot stăpâni și preferă una în loc de două. Irelevant fiind numărul care au mâncat-o pe prima și numărul celor care au așteptat-o pe a doua, ăsta e un studiu longitudinal și au observat un lucru, și anume că copiii care s-au putut abține de la marshmallow și au așteptat 15 minute să-l primească pe al doilea, au avut rezultate mult mai bune în viață. Au măsurat scorurile lor la testele standardizate, la SAT-urile americane, la nivelul de trai, la veniturile pe care le-au avut și așa mai departe. Invitația pe care eu o am în finalul discursului ăstuia este să încercăm să ne abținem de la bezea. Să ne abținem de la consumul pe termen scurt, irațional și fără grija viitorului și să ne gândim măcar un sfert de oră pe zi la ce s-ar întâmpla dacă ne-am purta altfel. Un prim pas în direcția asta este să ne conștientizăm comportamentul. Și dacă subiectul ăsta vi se pare rece sau intangibil, cum mi s-a părut și mie, vă invit la un citat pe care l-am văzut în 2010 pe site-ul Asociației Mei în Verde, pentru care eu am strâns fonduri la vremea respectivă. Citatul ăsta spune așa: pentru că ne dorim să lăsăm moștenire copiilor noștri cele 4 anotimpuri, apă potabilă și aer curat, vă invit să nu mâncăm bezeaua în primele 15 minute. Vă mulțumesc! Sunt întrebări pentru Paul? Văd în față aici, o mână ridicată. Mulțumim, Paul. Este un insight interesant. Ne așteaptă vremuri grele, zic eu. Întrebare. Nu știu, am înțeles că s-a tot vehiculat că am fi destul de ok cu energia. Adică avem producție internă mare de energie, de la termocentrale până la centrala nucleară și așa mai departe. Cât de reală e poziția aceasta? Mai ce om. Da. Într-adevăr, de circa 2 ani de zile, România stă aproape zi de zi cu excedent de energie, deci debităm la export cam cât e capacitatea totală a liniilor noastre de export, care e mică, undeva la 1500 de megawatt. Dar ce pot să vă spun este că, din motive de alegeri, la un anumit moment, s-au făcut niște promisiuni în zona cu energie cea mai scumpă. Și, din păcate, noi din 2012, în coșul acela de energie, de care tot ați auzit că se vorbește la televizor, avem cam o treime energie pe cărbune, care e cea mai scumpă formă de energie. În schimb, aia nu scade niciodată, Transelectrica, Dispecerată Național, guvernează treaba asta. În schimb, indiferent cât de mult avem soare, vânt, apă, noi le reducem valea ca să ținem cărbunele la o anumită valoare. Ce vreau să vă spun este că, odată cu apariția, că, vedeți, asta e o chestie foarte interesantă și ar fi bine să înțeleagă toată lumea, foarte mult s-a vorbit la televizor că nouă ne-a crescut factura la energie electrică din cauza certificatelor verzi. Este o foarte mare minciună. Și nu că activez în domeniul ăsta, ele au fost întotdeauna, dar nu au fost trecute explicit pe factură. Iar cota lor în factură este undeva la 0,7%. Iar când domnul actual prim-ministru spunea să se mărește factura cu 50%, expresia a fost foarte șmecherească. Era 50% raportat la certificatele verzi, dar toată lumea a perceput că se mărește factura cu 50%. Și ultima informație care vreau să vă dau vis-a-vis de excesul de energie, toți consumatorii casnici sau cei captivi care n-au posibilitatea de fiind consumatori eligibili să treacă de la un furnizor la altul,
tot au tariful crește. În momentul în care ne-a apărut din cauza energiilor regenerabile exces de energie, la consumatorii industriali și eligibili care pot să încheie contracte bilaterale, costul la energie a scăzut de la 300 de RON pe megawatt-oră la 160 de RON. Dar de asta nu beneficiază populația. Deci, politica energetică a țării e condusă după niște reguli care toți care lucrăm în domeniu nu le mai înțelegem. Efectiv. Deci este ceva care nu are logică. Mulțumim, pare o discuție foarte interesantă și pentru ziua de CSR. În continuare